Auzi, nu aveți o cârciumă pe aici, că până ne dau ăștia drumul la releu să intrăm în... O rezolvăm, nu? Olu, suntem în direct? Da, stai, arângeți-o și noastră. Ca să dormim. Stimați, iertați-mă, stimați telespectatori, Toma Sătean de vorbă cu domnul agent. Este o situație... Stați că am uitat să scot microfonul din buzunar. M-auziți? Stimați telespectatori, suntem în comuna Bobârnaca. Acolo unde a avut loc un groaznic, dar ce groaznic, spun foarte groaznic accident, care a pus în pericol sute și sute de vieți. Suntem în legătură directă cu domnul agent de poliție al comunei Bobârnaca, care ne va spune ce s-a întâmplat în acest moment. Deci, un autovehicul a sărit în aer. Bun, da, dați-ne mai multe detalii. Cum a sărit în aer și cum, ce s-a întâmplat și cum s-au pus în pericol sute și sute de vieți. Deci, un autovehicul încărcat cu știuleți de porumb a sărit în aer. Păi stai, nu înțeleg, ce știuleți de porumb? Știuleți radioactivi? Nu, domnule, beata, n-ai auzit de porumb? Ba da. Păi, porumbul este singura plantă, dar ce spun plantă, singura cereală care produce știuleți de porumb. Deci, porumb, stați că nu mai îmi găsesc întrebările. Nu, domnule, m-ai încurcat. Domnule, stați așa. Deci, eu am venit aici să fac un reportaj pentru că este... Așa începe jurnalul la noi și dumneata, măi... Deci vehiculul nu era încărcat cu substanțe inflamabile? Domnule, stimați, vă introduce în eroare. Dumneavoastră introduceți opinia publică în eroare, pe cuvântul meu. Pe ce? Știuleții de porumb nu pot fi inflamabili? Ei sunt inflamabili? Sunt, domnule. Ia lasă-mă pace că trebuie să înconjur locul faptei aici. Te rog frumos, că am probleme. Trăiți, domnule. Domnul reporter cu cameră, cu toți sunteți aici. Da. Am venit. Vreau să mă prezint. Sunt Ilie Tunetul, șeful gărzii antitero și geniști din comuna Bobârnacele. Ce sunteți că nu știu. Șeful antitero, nu se vede... Deci există o formație antitero în comuna Bobârnacele. Atenție! Pentru toate comunele din această țară, fiecare comună este datoare să-și facă o formație antitero, antitero pentru și... că, iată, e vorba și de teroriști în acest grav accident. Corect. Exact. Am să vă povestesc eu exact cum a fost povestea. Domnule reporter, am văzut moartea cu ochii. Vreau să vă spun. Deci a început așa ca o ploaie torențială care s-a transformat în grindină cât pumnul, gheața asta cât pumnul, erau gogoanele așa de mari că uitați-vă, era să îngăurească casca, uitați filmat. Uitați, e vorba și de grenade, formație antitero. Da? Această grenadă era să-i găurească casca, puneți-o pe cap și... Stai, domnule, stai, da. Domnul a spus, domnul agent și dumneata vii cu niște grenade care era să... Aici e vorba despre un vehicul cu știuleți care era să sară în aer. Vehicul în aer? Da. Până eu n-am văzut niciun avion. Stai, domnule, că nu înțeleg care este toată problema. Deci, stimați telespectatori, așteptăm și alte întăriri. Da, vă rog să vă spun, am venit la București. Da, domnule reporter, lasați, bre, lasați, bă, că nu mai știe de el, săracul. I-a plouat 1.000.000 de știuleți în cap, de-aia crede că a fost grindină. Dar vă zic eu, Tănase, nu? Da. Stați mai puțin, că eu m-am și speriat când a zis dânsul de teroriști. Dumneavoastră sunteți domnul Tănase de aici din comună? Tănase de aici din comună, băiețoase. Da, născut aici? Da. Deci nu te terorist. Nu, nu e sub acoperire, nu. Nu, eu sunt. Tănase, deci, asta am crezut că poate, da. De fapt, ce a fost? A fost tornadă de știuleți. Aici. Tornadă de știuleți? Da. Extraordinar. Nici pe front în Afganistan eu n-am întâlnit tornadă de știuleți. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru stimați telespectatori, tornadă de știuleți. Și ce s-a întâmplat dacă a fost tornadă de știuleți? Ce măsuri ați luat sau ce măsuri au luat autoritățile? Autoritățile a ieșit din cârciumă și s-a uitat în sus cu gura cascată, așa gura, cum e așa? Așa, și a căzut un știulete exact pe gât. Așa. Cui? Nu primar! Nu domnul primar? Da! I-a căzut un știulete când s-a uitat sus și i-a căzut pe gât? Exact! Extraordinar! Și l-ați transportat la spitalul de urgență, nu? Și i-ați dat primul ajutor! Ce ajutor, domnule, lui primar? Păi de asta ne-a dat vreun ajutor de când s-a votat singur. I-a căscat gura, a intrat știuletele, l-a înghițit, n-a avut nimic. Pentru că s-a înghite tot ce-i da moaca. Oh, extraordinar! Auziți, stai, mă, frate, ce se întâmplă aici, domnul? Să dați la televizor că un știulete s-a prăbușit peste găina mea, din care cauza a căzut cloșcă. Da. Extraordinar! Da. În sfârșit am ajuns și acolo unde trebuia. Așa. Deci, stimați telespectatori, s-au înregistrat și victime în acest groaznic accident. Acum să continuăm și să ascultăm ce a provocat explozia vehiculului cu știuleți.
Care explozie? Care camion? Care camion? N-a explodat, domn reporter, niciun camion. Adevărat, a sărit în aer numai un metru, cât să treacă peste șanț. La noi în comună, la noi în sat, se organizează concurs de sărit peste șanț cu bicicletă. Vin bicicliști din toate comunele, aici, la noi. Stați, domnule, nu mai râți. Concurs de sărit peste șanț cu bicicletă? Cu bicicletă, da. Băi, nea Tănase, du-te, bă, și stai pe craca matale acolo și lasă-mă în pace. Să vă zic eu cum e cu concursul ăsta, domnul reporter. Ghiță Clapon, personajul care conducea atelajul și care era proprietarul atelajului, zis autovehicul, încărcat cu știuleți de porun la maxim și aflat sub influența băuturilor alcoolice în exces, a făcut concurs de alergături pe bulevardele satului nostru fără aprobările legale și în vigoare. Ce s-a întâmplat? Deci, căruța a sărit peste șanț, în aer, iar știuleții au sărit în aer, deci peste sat. Da, stimați telespectatori, iată ce realitate profundă cunoaște satul românesc, iată ce transformări esențiale se produc dacă observați peisajul. Stați, dumne, că eu sunt în direct la televiziune, ce te îndești în cameră? Dar dumneata cine ești, domnule? Continuați ideea. Păi mi-a întrerupt ideea, eu vorbeam despre... Te văd și cu... Cine ești dumneata? Te rog să te prezinți, dacă se poate. Da. Cine este primarul? Domn primar. Deci, eu sunt, din punct de vedere oficial, primarul comunei Bobârnaca. Măi, nu mai bate, mă! Din punct de vedere oficial, primarul comunei Bobârnaca, pe ăsta îl dau afară. Așa, și mă aflu aici pentru a vă prezenta... Ne pare primăria, bre, cum să-l dea. Mă aflu aici pentru a vă prezenta versiunea oficială a accidentului care s-a petrecut ieri pe rasa comunei Bobârnacele, ieri. Stimați telespectatori, în sfârșit a venit persoana oficială. Eu am înțeles că v-a căzut o știulete pe gât, vă simțiți bine? Știuletele a fost între omuleț și, dacă vedeți, mărul lui Adam. Da, am înțeles. Bun, am rectificat și acest lucru, deci da. Omul este... Deci esteți în plenitudinea aici. Așteptăm, deci, accidentul s-a petrecut ieri și ne puteți prezenta versiunea oficială. Versiunea oficială este următoarea. Ieri, pe raza comunei Bobârnacele, s-a înregistrat un foarte grav accident de circulație, ecologic și civil. Ieri, un camion de foarte mare tonaj, încărcat până la refuz cu materiale explozive și radioactive, a explodat, producând pagube de câteva miliarde de euro. Stați, domnule, numai puțin, că a fost o amărâtă de căruță care a căzut în șanț. Care radioactive, care miliarde de euro, care ieri? Stop, am să vă spun, este vorba de miliardele de euro pe care le așteptăm de la Uniunea Europeană. Domn primar, da. Te-a lovit și pe mata știuletele în cap? Domnule, la ce miliarde de euro visezi? Ia casca asta să te protejezi. Stai, domnule! Ia uite, domnule, că s-a avut dreptate, domnule, chiar a fost o tornadă de știuleți. Vedeți, domnule reporter, cum cad acești știuleți pe noi, așa vor cădea miliardele de euro de la Uniunea Europeană. De când? De ieri. Deci, atențiune, națiune, mă vedeți. Cumpărați-vă căști de protecție să vă protejați împotriva miliardelor de euro care vor veni de la Uniunea Europeană. De când? Păi, dar n-am mai spus. De ieri.